Vreau să știu prezența mai întâi. Câtă lume este? Prezentă toată. Anumitate, da? Chiar vă mulțumesc că ați venit toți și ați răspuns așa de prompt. Dau citire procesului verbal. La ședințe anterioare. Încheiată astăzi 06-2020, ședință ordinară a Consiliului Local Parada. Consilieri prezenți 10 din 13. Au fost prezenți următori consilieri. Popov Valentin, Pișcu Florin, Dediu Vasile, Tomozei Ioan, Manea Mihai, Bucă Ovidiu, Sudit Petru, Cebotaru Constantin, Soare Vasile, Panainte Ioan. A fost supus aprobării procesul verbal al ședinței din data de 19.05.2020, care a fost adoptat cu unanimitate de voturi. A fost votată ordinea de zi cu unanimitate de voturi. Ședința a avut următoarea ordine de zi. Rectificare, proiect de rectificare bugetare, proiect de achiziție a unui serviciu de asistență și reprezentare juridică, proiectul numărul 3, modificarea hotărârii numărul 19 din 16.04.2020 privind schimbarea destinației imobilului, teren și construcție, școala generală cu clasele 1-4, numărul 2 de Răgușani, în spațiu cu destinația Centru Comunitar Integrat. Domnul primar a dat citire proiectului de hotărâre privind achiziția unui serviciu de asistență și reprezentare juridică. Secretarul General Oatea a dat lămuriri cu privire la fiecare speță în care UAT Parava este parte în proces. Secretarul Oatea a dat o importanță deosebită prin detalierea speței din dosarul numărul 19.393/180/2017 cu reclamanțele Pădatul Ion și Liliana. Secretarul a dat citire obligațiilor la care a fost obligată UAT Parava de către instanța judecătorească de fond și a apreciat că acestea sunt excesive și că obligă UAT Parava la sarcini împovărătoare pentru bugetul local. În vederea corectării acestui lucru, secretarul UAT consideră că este necesară o acțiune în apel a hotărârii instanței de fond. În acest sens a fost depusă o acțiune în apel de către avocatul ce a asigurat apărarea pe parcursul procesului, domnul Pasat Teodor. Domnul consilier a apreciat că pentru a avea câștig de cauză în această speție este necesară acționarea în justiție a constructorului alături de proiectant. Domnul primar a declarat că va face acest lucru dacă UAT Parava va pierde procesul și va exista o sentință definitivă și irevocabilă și care la dispoziție executarea garanției de bună execuție. Domnii consilieri au apreciat că executarea acestei garanții nu este suficientă pentru acoperirea prejudiciului. Secretarul General a tras atenția domnilor consilieri că este imperios necesar ca apărarea să fie continuată de către avocatul ce a predat cauza în primă instanță. Domnul Bucă Ovidiu consideră că apărarea UAT-ului să fie realizată de către secretarul general care are studiile necesare. Secretarul general a explicat că nu se poate ocupa în mod corespunzător de apărarea UAT-ului în fața instanței judecătorești, întrucât are un volum mare de muncă în activitatea curentă de secretar general și nu este specializat pe drept civil, respectiv pe drept procesual civil. Datorită acestui lucru, apărarea UAT-ului ar avea de suferit și că pentru mai bună apărare, pentru o apărare cât mai competentă, este necesară angajarea unui avocat specializat și obișnuit să lucreze în dreptul procesual civil. Secretarul general a explicat că după absolvirea facultății de drept, fiecare absolvent se specializează pe o anumită ramură a dreptului civil, penal, administrativ, fiscal, comercial, așa cum și medicii se specializează pe o anumită ramură a medicinii. Astfel, pentru a asigura o apărare pertinentă și de succes în spețele civile, este necesară angajarea unei persoane specializate în acest sens. Consilierii locali au votat în următorul fel. Voturi pentru: Panainte Ioan, Soare Vasile, Bobov Valentin. Voturi împotrivă: Manea Mihai, Dediu Vasile, Cipotaru Constantin, Tomozei Ioan, Bucă Ovidiu, Pișcu Florin, Sudit Petru.
Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. Domnul primar a dat citire proiectului de buget privind rectificarea bugetară. Domnul primar a informat domnului consilier de faptul că doamna contabil Rotaru Iuliana a intrat în concediu, urmând a beneficia de concediu postnatal. Domnul primar consideră că pentru a putea scoate la concurs, că până va putea scoate postul la concurs pentru angajarea unui contabil pe perioadă determinată, să externalizeze serviciul de contabilitate. Domnii consilieri locali au declarat în unanimitate că nu sunt de acord cu o asemenea măsură, întrucât în aparatul propriu al primarului există funcționari publici care au studiile necesare în vederea îndeplinirii atribuțiilor de contabil și că externalizarea serviciului e mult prea costisitoare. Domnul Florin Pișcu a ținut să atragă atenția că funcționarii din cadrul aparatului de specialitate nu își satisfac obligațiile profesionale în mod corespunzător în raport cu beneficiile salariale de care beneficiază. Secretarul General a spus că întâmpină dificultăți în ceea ce privește acceptarea de către funcționarii publici a unor noi sarcini de serviciu. Proiectul de hotărâre a fost votat în următorul fel. Voturi pentru Panainte Ioan, Bobon Valentin, Soare Vasile. Voturi împotrivă Manea Mihai, Sudic Petru, Dediu Vasile, Pișcu Florin, Cibotaru Constantin, Tomozei Ioan, Bucă Ovidiu. Proiectul de hotărâre nu a fost adoptat. Domnul primar a dat citire proiectului de hotărâre privind modificarea hotărârii numărul 19 pe 2020 privind schimbarea destinației imobililor teren și construcție școala generală cu clasele 1-4 numărul 2 de Răbușani în spațiu cu destinația Centrul Comunitar Integrat. Proiectul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. Domnul președinte ședință a declarat ședința închisă, drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. Dacă aveți completări? Nu. Supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Unanimitate de voturi, doamne. Nu mă abținem. Nu? Abține? Mi s-a abținut la domnul Michel s-a abținut, pentru că nu a fost așa. Nici nu l-a fost. Putea să trăiesc două. Nici două abțineri, da? Nici eu. Trei abțineri. Trei. Da? Deci PV verbal adoptat cu 10 voturi pentru. S-au abținut. Domnul Nichim. Domnul Suditu. Și domnul Clivașa. Da. Avem pe ordinea zi un singur proiect de hotărâre, rectificare bugetară, inițiată de domnul primar Costel Beriu. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă, unanimitate de votul ordinea de zi este aprobat, domnul secretar. Domnul primar, aveți cuvântul la proiectul de hotărâre, rectificare bugetară. Dacă vă dezați că nu sunt destul de bine auzit cu mască, eu pot să fac mască grăsă. Proiectul de hotărâre privind identificarea bugetului local al Comunii Parava. Consiliul Local Parava, Județul Bacău, având în vedere legea numărul 5 din 2020, privind bugetul de stat pentru anul 2020, prevederea articolului 49 din legea numărul 273 din 2006, republicată privind finanțele publice locale cu modificările și comentările ulterioare, prevederea articolului 129 al articolului 4 litera A, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 57 din 2019 cu privire la codul administrativ, examinând raportul domnului Țăcordei Petruță, referent în cadrul compartimentului urbanism din cadrul primăriei Comunii Parava, raportul doamnei Kim Gina, inspector în cadrul primăriei Comunii Parava, prin care se solicită rectificarea bugetului local, avizul Comisiei de Specialitate, referatul de aprobare a primarului Comunii Parava, județul Bacău, și în temeiul prevederii articolului 129 aneatul 4 litera A, articolul 139 aneatul 3 litera A, din ordonanța de urgență a Guvernului numărul 7 din 2019 cu privire la codul administrativ, propun. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local al Comunei Parava, județul Bacău, conform anexei 1, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 2. Se modifică lista obiectivelor de investiții pentru anul 2020 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local sursa pentru Comuna Parava, județul Bacău, conform anexei 2, care face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 3. Cu ducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri, răspunde domnul Dediu Costel, primarul Comunei Parava, împreună cu compartimentele de specialitate. Prin grijă secretarului Comunei Parava, prezenta hotărârii va fi adusă la cunoștință publică și va fi comunicată. Instrucțiile prefectului județului Bacău, trezoreriei Bacău, primarul Comunei Parava, compartimentului contabilitate. Anexa 1.
La partea de venituri se suplimentează astfel sume din excedentul bugetului local utilizate pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare, capitolul 10.14.00, în sumă de 150.000 lei. La partea de cheltuieli se suplimentează astfel pentru secțiunea de dezvoltare din care, capitolul 70.0700, alineat 70.0101, alimentare cu gaze naturale de comuna Paraba și al calităților aparținătoare, se repartizează suma de 150.000 lei. Dar așa cum discutam în ședința anterioară, după apariția titlului de finanțare pentru alimentare cu gaze, l-am studiat, l-am luat din scoarță în scoarță, că una Paraba face parte din regiunea Nord-Est, regiune eligibilă, de fapt toate regiunile din țară sunt eligibile, în afară de București, Ilfov. Perioada de depunere început de 15.06.2020 până pe 15.09.2020. Închid spune, se poate prelungi termenul de depunere în funcție de solicitările primite, de rata de contractare a proiectelor, de deciziile de realocare a unor fonduri sau din alte considerente. Eu mi-am spicuit așa de pe închid. Ar trebui să avem minim 1000 de branșamente. Spune eu, minim 1000 de branșamente cu un consum mediu de 150 metri cub pe lună pe conectare. Valoarea maximă eligibilă la unui proiect este de 25 de milioane de euro, din care 85% finanțare pe FEDER, 13% de la bugetul de stat și 2% cofinanțare la bugetul local. Am insistat să facem ședința de îndată pentru a câștiga timp. Alea 5 zile sunt în față, dacă astăzi rectificarea trece, de tot de astăzi începem acțiunea de realizarea studiului de fezabilitate. Începând cu procedura de achiziție publică. Dacă mai aveți întrebări referitoare la GID, eu sunt cu GID în față, luăm, îl analizăm. Da. Dorește cineva să ia cuvântul, domnule consilier? Domnul Bucă? Cine? Domnul Pișcu? Domnul Domozei? Chidibașa. Domnul Chidibașa, scuzați. Domnul Bucă? Rămâne lista deschisă, da. Da, domnul este deschis. Nu ți-a părut. Aveți cum urmă, domnul Bucă? O secundă, ca să mă trec și-o vreau. Da, domnul Bucă. Cu privire la... Deci, în prima dată, ați primit o informație din chiar de finanțare a proiectului cu privire la termenele de depunere. Așa și... la numărul... minim de solicitanță, nu știu acum. Branșamente. Branșamente, da, de branșamente. Așa. Plus valoarea investiției, da? Valoarea investiției cu sală cuție. Valoarea investiției a zis 25 milioane de euro. Așa, și valoarea. Din care 85% din fondul european de dezvoltare rurală. 85% asigurat de către finanțare. Da. Da. PDR, finanțare de aici. PDR. Da. PDR. FUD. De la fond. Oh, n-am înțeles, mai sunt niciodată. Fondul. Ah, fonduri. Ah, PDR. PDR. Fondurile locale sunt dar da, PDR și... 13% de la bugetul stat. Și 2% de cofinanțare. Deci sunt două tipuri de beneficiari. Tipul A sunt comunele și orașele din România. Tipul B sunt operatorii. Operatorii sunt mai avantajați pentru că ei nu mai vin cu acea combinanțare de 20%. Dar acolo mi se bagă operatorii și dacă se bagă, se dă cu un proiect.
S-au înscris la... Domnul Bucă? S-au înscris, da. Da. Domnul Pișcu? Da. Domnul Tilibașa? Da. Și domnul Bucă? Domnul? Bucă. Domnul Capescu? Da. Deci, acordarea localității și a comunii la gaz, asta. Deci, ce înseamnă domnul primar? Acordarea până unde vine? De acord, până în fața abonatului, până înăuntru, până la ce, în, la limita localității. Ei nu sunt prevăzute date tehnice, sunt doar prevăzute date despre cererea finanțare. O vedea, nu pot să spun exact ce, dar de ce știu eu ce s-a discutat și pe Asociația de Dezvoltare Intercomunitară, era vorba de conectarea la magistrala de gaz, undeva în zona de 85. Stația de transformare. Cu SRL-ul și alimentarea prin toate satele, toate ulițele. Eu deja am făcut un traseu cu un proiectat de gaze, înainte de pandemie, tot mergând pe varianta că se va deschide această sursă de finanțare sau că se va depune prin Asociația noastră de Dezvoltare. Este vorba de un proiect pilot, Ministerul de Apă. Program pilot deocamdată prin Ministerul Dezvoltării, nu? Da. Da. Care a fost la 60 ceva de milioane surse de finanțare. Și aici ne prevede acta 8, unde avea trece rețele, poate și rețele electrice și de gaz. Nu discutăm cu fondul de la Minister. Da? Discutăm de fonduri europene. Da, tot prin... Da? Deci 85% sunt fonduri europene. Da, da, tot prin Ministerul Dezvoltării. Să tot... Prin Ministerul Dezvoltării vor intra în țară și prin, la Ministerul Dezvoltării... La început să mergem prin ideea să termine lucrările vechi începute, care tot drenează atâta timp. Să da, dar tot, aia e altceva din bugetul Ministerului. Bun, cum vreau să spuneați, ca să fim eligibili, trebuie să avem 1000 de branșați. Noi am mai discutat de un an de zile. Ați mers prin sat, ați discutat cu lumea, cu tabel, cu semnături, să vedeți care ar fi potențialii cei 1000 de branșați. Dar avem, nu ne trezim ca la canalizare, că din 2013 avem canalizarea și nu nici acum, după atâția ani, nu avem abonați ca să funcționeze, nu? Să nu pățim aceeași chestie și cu gaz. Avem, păi cum? Asta este imprevizibil, am văzut și știu... Nu, nu, deci trebuie atunci un an de zile discutăm despre gaz. Am mai discutat și chiar am și spus noi, un studiu de impact, mers, discutat cu cetățenii, doar am făcut un cost mediu, chiar costa, nu știu, 50-60 de milioane să te branșezi. Poți să-ți permiți să te branșezi, să știm, avem 1000, cei 1000, suntem eligibili, noi trebuie să facem o investiție ca și la canalizare și după aia ne uităm la ea. Nu putem să o punem în funcțiune când avem un... Sau nici nu vom fi eligibili și cheltuim bani de studii și proiecte. Eu am discutat, din cea de urbanism am discutat, nu pot să spun că am discutat. Păi am discutat, trebuie să mergem să discutăm din poartă în poartă, doamne. În un an de zile discutăm despre chestia asta cu gazul, nu? Să vedem cât beneficiar am avea. Deci eu nu pot să spun că aveți din poartă. În poartă, dar în mare, așa, prin anumite zone... Nu să avem de semnături, exact, concret. Uitați, domnule, ăștia... Nu cer nimeni semnături. Dacă s-a cerut cumva semnături, acum nu merge de semnături. Pentru că astăzi, undeva, este o casă pe care nu contez sau nu bațez că va fi acordată la gaz, iar pentru cei vreți gaz, este primul care se dă la gaz. Dar semnăturile ți le aveam pentru noi, nu și pentru noi, chiar. Asta și nu e, păi la elegibilitatea noastră să avem 1000 de branșați. Nu e interesele, da. Cum îi demonstrați? Cum îi demonstrați? Aveți. Eu am cerut un aviz de la Transgaz în funcție de numărul de gospodării și numărul agenților economici. Și a unităților bugetare. Domn primar, și cât se abonează la asta? Pe asta nu poate. Am fost, cât? Da, chiar, aveți 1000? Aveți, dar poate, aproape, cum dar? Aproape, ce înveți, cât aveți? Nu i-am numărat, eu am spus. Nu, dar de ce eu i-am numărat? Că ai zis că ai fost, ai vorbit. Cu câți ai vorbit? Nu i-am contabilizat cu ce. Nu e contabilizat. Dar cine a crezut că nu v-a dumneavoastră reprezentat patruatului, să vedeți noi din jur care-i păstră? Organizat. Da, fiecare din dumneavoastră puteți vedea în sâmbătă. Iar pe mine!
Domnul Bucu, mai aveți ceva de adăugat? Bă, nu, eu spuneam, să ne implicăm, nu am nimic împotrivă, mai vrem toți lucrul ăsta, cum? Și eu vreau și toată lumea vrea. Să ne implicăm cu toți, să facem un necesar, să mergem pe sat, să întrebăm, să vedem dacă îi avem, dacă se retează și dacă îi... Ce problemă discutăm? Că am mai făcut un studiu de fezabilitate pentru gaz de acolo și cățar. Și am dat bani și tot am văzut. Așa nu mai intăm banii din aiurea. Deci nu prea aia avem ca să... Că dacă stăm și vedem nici la aia 2% nu-i avem. Nu e. Dacă calculăm, da. Din cofinanțare. Deci trebuie să gândim și să o cântărim bine când o facem. Că doar o să fac, nu o să fie. Deci poți să vorbesc și eu? Da, eu eram. Dar un pic, doamna secretară, ca să... Într-adevăr, vorbeam să vorbim că a venit o muzei, este oarecum la obiect, aplicată și înțeleg punctul lor de vedere. Numai că eu privesc puțin lucrurile oarecum din afară și văd altfel situația. Așești cu boboc. Domnul Bucu, îmi lăsați și mie dreptul să spun ceva? Da. Dumneavoastră, pentru că făceați comentarii la ceea ce priveam când vorbesc eu. Aud foarte bine. Văd prost. Cum mai grav fără nu, da? Deci, văd prost, dar aud bine. Credeți-mă. Deci, voiam să spun altceva. O investiție în ceea ce privește gazele este o investiție pe termen lung. Orice comună care are pretenții că vrea să devină, eu știu, metalon sau vrea să fie de frunte, ar trebui să fie racordată la gaze. Nu putem estima în acest moment, din punctul meu de vedere, cu claritate câte persoane se vor racorda în primă fază, deci eu vorbesc de inițial, în primă fază, la gaze, pentru că este ceva nou, populația este îmbătrânită. Dar, dacă dumneavoastră vreți ca această comună să se dezvolte în viitor, în sensul că să atragă investiții, să determine persoane să se mute aici, măcar și cu caracter temporar, de timpul vacanței sau mai știu ce poate vreți, zic eu, ar putea fi luată parava în calcul ca și un obiectiv turistic, da? Oamenii vin să se relaxeze sau lucruri de genul acesta. Nimeni nu-ți vine dacă nu ai, știu, comoditățile, în ghilimele, pe care le ai la oraș. Asta vreau să spun și eu. Și, uite, spre exemplu eu m-aș muta la parava, dar numai ideea că trebuie să sparg lemne, îmi trece chef, nu știu cum se face, da? Doamna secretară, așa nu aveți nici un cămin cultural, măcar. Lăsați-mă acum cu căminul cultural, că și dacă aș avea cu am cerut voie domnului președinte să vorbesc. La mole. Da? Deci era o contrareplică la dumneavoastră, nu se ia în ordine. Conform legii, pot să vă dau o contrareplică, domnul Bucă. Și nu e necesar să vă aștept la în ordine. Da? Deci considerați asta că este o contrareplică. Credeți-mă că știu foarte bine regulamentul. Da? Așa. Deci ideea principală este, în momentul în care veți vota, ca să nu bat câmpii cu spor, trebuie să luați în calcul și dezvoltarea nu doar pe termen mediu și scurt a comunii, ci și pe termen lung. Asta era ideea. Dacă vreți ca această comună, repet, să intre în rândul comunilor civilizate și dezvoltate, vrem... Dar nici și noi nu știu cine spune să nu știu, din moment ce ați pus problema doar dintr-un anumit punct de vedere, eu mă simt obligată să pun și acest punct de vedere. Apreciez faptul că știți, sper din tot sufletul că atunci când veți vota, să luați în considerare și acest aspect. Da. Mulțumesc! Sunt neopediți, domnule președinte, și spune așa de nou. Pentru a schimba eficiența investițiilor, proiectul trebuie să propună o mie, nu să aibă o mie de branșamente, să propună o mie de branșamente. Ca să fie de discuția asta. Domnul Pisco, aveți cuvânt. Știți ce am observat? Că ne bucurăm faptul că, uite, avem filmare acum la ședințele pendate. Niciodată n-ați reușit să mai aduceți pe băieții de acolo de la firmă. Probabil aveți un contrast și cu ședințele extraordinare. Nu, doamna secretară, sau am zis cu ședințele ordinare. A zis că e ceva de interes general. Da, da. Așa este. Păi ce, la ședința trecută nu era de interes? Nu. Sau alte ședințe, nu era? Nu.
importanța... Le apropii campania electorală, știm, doamne. Îmi dați voi să vorbesc, că ați dat dreptul la cuvânt, eu nu am întrebat. Este foarte important să avem gaze în comun. Dar este foarte greu de realizat. Și vă spun și de ce. O comună de... A noi suntem 3200, dar suntem vreo 2800 și lucrarea asta pe termen lung vor mai rămâne vreo 1000 de locuitori în această comună. Vă asigur eu, sigur. Și nu ar mai veni. Nici Bucureștiul nu are gaze, doamna secretară. Deci sunt cartieri în București unde nu au gaze. Așa. Credeți că comuna Parava va fi eligibilă la... la acest proiect, eu cred că e utopie. E utopie. Am mai cheltuit bani pe studiul de fezabilitate la gaze. Acum vrem să mai cheltuim un rând de bani. Domnul primar, de unde luăm banii ăștia? Știam că nu mai avem nimic la fondul de locuinte. Păi știați rău. Așa am știut. Da, nu eu atunci la început anului, când lăsăm bani în excedent, în eventuală apariția unei surse de finanțare în cursul anului, să putem să avem bani și putem demara investiții pe surse de finanțare. Așa este. Bine, de la bugetul de stat. Cât să avem racordați la apă, domnul primar? Racordați la apă? La apă, da. Nu știu, 600... 600 la... Mai 800 și ceva. Deci la apă... 900. La canalizare nu sunt racordați, la canalizare nu sunt. Și credeți că o să racordeze populația la gaze? 1000. Nu 1000. Pentru ce facem investiția? Asta e ideea, doamna secretară. Deci investiția asta... Eu vreau, domnul Pișcu, suntem... Îți dăm câți vom fi potențialul. Eu v-am spus pentru ce anume. Dacă vreți ca această comună repetată... Nu vrem, nu e adevărat, doamna secretară. Această investiție, dacă va fi făcută pe termen lung, peste 20 de ani vor mai exista gaze. Deci cam așa ar fi prognoz dacă să ajungă gazele la parat. Marea Neagră e plină. Da, peste 20 de ani nu vor mai fi. Nu va mai fi gaze. Haideți să facem ceva bun pentru comuna asta, să asfaltăm toate ulițele, să facem canalizare pe toate ulițele, că proprietarii încă de gaz nu e chiar nevoie așa, nu că nu este nevoie, mare nevoie. Dar nu cred că lumea de la Parava va permite să-și facă, să-și tragă gaze, nu cred. Haideți să facem alte lucruri mai importante pentru comună. Dar gândim, doamna secretară, dar pe viitor nu vor mai fi locuitori în comuna asta. Este o investiție făcută fără sens deocamdată. De ce vă faceți? Ba da, haideți să terminăm. Păi da, nicerea. Doamna secretară, am votat anul ăsta la buget că vom face ceva. Nu s-a, nu s-a făcut nimic. Deci din tot ce am votat noi acolo, să facem studiu pentru dărâmare, reconstruirea unui sediu pentru aceste utilaje, nimic. Avem specialiști, doamna secretară, care stau și primește 10% salarii. Am votat noi, că au venit foarte supărat oameni când muncesc, de se extenuează în această primărie. N-am făcut nici măcar, nu am venit cu un referat. Să vedem, domnule, ce a făcut domnul. Solicitați în mod oficial, să mi se aducă un raport de acreditare. Păi, vedeți, și vreau să spuneți că facem tot, începem toate lucrurile și nu facem de fapt nimic. Dar e explicație după la acest rând, domnul Pișcu. Da. Cum, nu e o problemă, solicitați acest... Acoperim și domnul primar de la școala, de la grădiniță, să dărâm. O veni ploaie, de acum pun pare că dacă mai vine o ploaie, să dărâm biblioteca. Haideți să facem lucruri serioase și nu mai umblăm să le mai dăm proiecte pe la alții care n-au să-și facă treaba pe undeva, să facă studii. Am mai făcut un studiu, mai fac încă un studiu acum. Nici nu o să intrăm, o să vedeți, că n-avem cum să fim, să intrăm din omul din asta. O să fie, o să mai fie oportunitate. O să fie, destui. Eu oricum... Asta o facem cu trebuie. Vă spun dinainte, nu voi vota acest proiect. Chiar dacă nu o să mă înjuri. Sau, mă rog, eu ce o să spuneți dumneavoastră? Prin sat. Haideți să facem altceva, haideți să asfaltăm, haideți să facem un proiect de canalizare la oameni, haideți să racordăm, haideți să dăm drumul la stația de epurare, haideți să cumpărăm terenul la Cămin, haideți să începem cu altceva lucrări mai importante. Lumea are păduri, șanfuri, avem un robot, avem un robot. Nu că nu e important, frate, vă foarte important, dar e ceva de nerealizat deocamdată. Eu am considerat că acum e oportun, am venit această finanțare. Nu intrăm noi, domnule. Nu intrăm, așa că nu vă spun. Nu intrăm. Să nu credeți că n-am vorbit. Am discutat și eu cu altcineva care... Și eu. Să de unde știți că nu intrăm? Nu intrăm, o să vedeți. Să de unde știți? Vă din. Păi dacă nu... Dar sunt comunicare... Cât sunt alocați pentru... Frunza asta de finanțare pentru anul ăsta? Câți bani sunt alocați pentru toată țara? Sunt 200 și ceva de miliarde de euro.
Miliarde? Domnul primar. Domnul primar. Da, asta ce vorbesc eu. Suma asta pentru. Da, sau ceva, copii, ce vorbesc, nu vorbesc. 200 ceva de miliarde de euro? Da. E pentru toată asta, pentru toată, pentru toată Europa, poate. Toată Europa. Problemă. Poate vede la teza. Domnul primar. Așa, e vorba de vreo 60 de ceva. Da, până la fel, suma, vor să vă gemești. Nu e că nu mai e. Vor să vă gemești. Da, da. Și m-a avocat ne-ndăt voim 117.747 milioane de euro. Milioane? Da, milioane. Dar vorbesc pe din vorbe din povești. La 117 milioane de euro, nu 200 de miliarde, nu. De miliarde. E diferență mare. Bugetul limit la apel, milioane de euro, 235.200 de euro. Da, este închid. Deci eu n-am vorbit pe la cursul de nu știu ce politician, pe la nu știu ce partid sau de la... Deci eu am discutat cu Ghidu, n-am discutat cu mine așa. Domnule Ribasa, mulțumesc frumos. Domnule primar, spuneați acolo în prezentarea acestui proiect că se poate prelungi perioada de depunere. Asta e bine, pentru că așa cum asta e bine, pentru că așa cum se prezintă situația de fapt și de drept acum, și fac o paranteză. Deci nu se știe până unde va veni gazul. Asta înseamnă că și dacă trimiteți pe cineva ceea ce trebuia și nu să-i s-o faceți, la fiecare, deci din poartă în poartă, să-i întrebe, apoi omului trebuie să-i cam spui cât îi implică, ce costul implică. Dacă nu se știe până unde va veni gazul, dacă până la poartă, nu până în curte sau mai știu unde, automat nici nu știi cât costă, să-i spui omului. Și omul, dacă nu știe, spune, îmi pare rău, până nu află cât costă, nu-ți pot da un răspuns acum. Și dacă nu-ți poate da răspunsul atunci, nu-l poți trece pe listă ca fiind din cei 1000. Am spus, potențial 1000, dar asta, altă paranteză. Dacă nu-i musai să fie 1000, apoi nu cred că trebuie să fie 100. Că domnul Boboc spunea, școala cu tare, dumnealui, eu, da, noi toți, cred că toți de aici vrem. Și cred că mai sunt ca noi. Dar dacă doar e număr pe... Deci de la 1000 aici, 100 de inși, 200 până la 1000 mai e mult. Pe de altă parte, dumneavoastră spuneați că e imprevizibil. Nu, păi noi aici nu lucrăm cu chestii imprevizibile. Trebuie să fie previzibil. Tocmai asta e ideea, să se știe exact cât costă, să se știe exact câți cetățeni vor cu adevărat. Asta e un aspect. Pe de altă parte, vreau să-i răspund domnului consilier, colegul meu de partid, da, domnului Ciupotaru. Ok. Mai întrerupi să faci o termogramă, că dacă se rătăza la lungi... Deci vreau să... Ok, ca să puteți să vă concluzi ceea ce am spus, vreau așa... Da, dar asta nu urât. Nu ne trebuie rapoartele colegilor dumneavoastră din primărie, cât ne trebuie situația clară, exact a cetățenilor care se vor raporta. Dacă se va aduce lista asta, ăla e deja cel mai bun raport de activitate. Asta înseamnă că a fost în teren și că a văzut și a făcut studiu. Nu, ce mai trebuie cărțoate? Ne trebuie statistica exactă. Pe de o parte. Pe de altă parte, aici nu s-ai de scris acolo, domnul coleg al meu, domnul Ciupotaru, a spus odată, tu ai spus că tu nu vrei cămin cultural. Dumnealeași a reținut și a spus, nu vreau cămin cultural înainte de a avea șosele bine puse la punct, ca să poată să ajungă serviciile pe șosele sau lubrizaj toate cele. Nu poți să meargă pe ani copaci, prin grădină sau pe uliță îngustată, ca de timpul și vremă. Trebuie șosele, în primul rând. De asta ziceam, prioritatea priorităților. Dom'le, ce avem acum de făcut? Păi ceea ce ne-am propus la început de an. Am zis că dăm un graj de ăla din lângă dispensar să facem garaj pentru mașină. Că alții nu am, noi avem și le ținem în ploaie. Am zis că facem, ce am mai zis? Că achiziționăm tine pentru că nu-i cultural. Am zis că facem, nu știu, la școala de la Slăoan. Atâtea obiective și acum le oprim că a venit gazul. Foarte bine că a venit. Putem să facem studiile până în alta, până să știi situația clară exactă. Noi între timp să continuăm ceea ce am început, că altfel cetățenii să zică, băi, nu sunteți în stare, începeți 100 de lucruri, nu terminați niciunul și doar le punctați, așa că vin alegeri și mai vreți iar să fiți consilier sau iar vrea nu știu cine să fie primar. Păi nu asta e ideea. Oamenii să știți că știu foarte bine și foarte multe lucruri. Chiar în condițiile care am văzut că nu prea știu de ședințe cât sunt filmate, să le vadă. Deci am rămas masca acum, de ce vreau? Cum adică? Da, domnule, simplu, dacă nu vă priceți, aveți copii, nepoți, căutați pe YouTube și vă vedeți la Parava ședința de. Au rămas așa, nu se știe. Un pic mai multă publicitate.
Când vin documentele cu drumul de la Rădoaia, când s-a făcut, da, dar nici n-a început. Am fost la Rădoaia zilele astea, m-am pus să iau cursul de la omul ăla care face muncă cinstit acolo. Am vrut să duc mașina de 50 de ani așa și cu oamenii mașinile. Păi asta trebuie prioritar. Lucrurile să începem cu lucruri prioritate. O localitate fără drumuri bune ca un om fără picioare. Stă în scaunul cu rotine și așteaptă de la fiecare, poate era o cană cu apă. Așa o să fim și noi. Exact astea sunt lucrurile de viitor. Vă spuneți dumneavoastră și bine ați spus. Și să nu credeți că nu sunt oameni care vor gaz. Da, dar haideți să facem treaba cu o punctual, așa, pașii să-i respectăm. În primul rând să știi ce oameni ai, să știi câți din ei vor gaz, să le spui cât costă ca să știi omul și apoi le luăm pe rând. Foarte bine, bună ideea, dar deocamdată nu s-a început așa cum trebuie. Pe altă dată. Ceea ce privește planul votat de domniile voastre la începutul anului, nu înțeleg, pentru că sunt convinsă că dumneavoastră știți, adică sunteți oameni avizați, în ce îmi dau eu seama. Știți foarte bine că de vreo 3 luni de zile activitatea în România practic este blocată. O lună și ceva, dacă nu mă înșel, a fost chiar total blocată. De-abia de acum încolo încep să se miște lucrurile, adică să vină un proiectant, să vină în teren, mă refer, la asta. Că nimeni nu-ți face lucruri din birou. Ce ține de birou, toată lumea face. Dar în momentul în care, tot ce a spus dumneavoastră, și anume, demolarea grajdului, achiziționarea... Cine s-a făcut demolarea de favorare? Poftim? Cine trebuie să facă? Autorizarea de demolare, cine trebuie să facă? Asta se putea face pe demolarea. Păi și cine trebuie? Da, dar trebuie să o solicite cineva, trebuie să iei legătura cu o firmă, trebuie să vină aia. Că nu poți să faci demolare cum vrei tu. Dar nu avem voie să demolăm noi. Dumneavoastră credeți că vă demolăm noi? La ce să demolez, doamna? Doamne, ferește, nu avem voie. Trebuie o firmă specializată să facă. Stai, vine, doamne, că vrem doar și pe mine, dacă ați dat să dăm. Proșul nu s-a întâmplat nimic. Deci, nu trebuie să nu facă legi, afară. Doamna secretară, numai în comuna noastră. Nu se poate face nimic, nimic, nimic. Eu n-am spus că nu se poate face. Nu se poate, nu vreau. Avem nevoie de firmă de contabilitate. De ce? Acolo ați avut dreptate, domnul Mișcă, ați auzit pe mine comentând da, ceva? S-a unde ați avut dreptate, am tăcut din gură și v-am dat dreptate din Consiliu. Știți foarte bine lucrul ăsta. Da? De ce nu avem voie să demolăm, doamna secretară? Ce pentru că nu stă voi în legea. Haideți să-l trecem la acest lucru cu gaz și eu vă povestesc eu cu gaz. Ce e cu gaz? Ce e cu gaz? Mai este domnul Boboc să ia cuvântul, da? După care trece o la vot. Domnul Boboc, aveți dumneavoastră cuvântul, da? Da, aș concluziona, aș intra în discuție, dacă discuțiile merg la parte. Cine este împotriva investițiilor într-o comună, înseamnă că nu știu, n-ar vrea să folosesc un cuvânt prea care de aceea. Eu cred că ar trebui să faceți fiecare acasă și să întrebați soțiile dumneavoastră, copiii dumneavoastră și ei să vă dea rezultatul. Dar fiind împotrivă, gândiți-vă, apă, canal, a spus că la început, că nu vor, și la început când s-o tras apă în comuna Parava, tot așa, ei l-am făcut în curte, ce-mi trebuie mie. Și vedeți cât s-au raportat. Așa o să fie și cu canalizarea și cu gazele, fiindcă trebuie să mergem înainte, nu înapoi. Pădurile nu v-am întrebat, domnul Pece. Nu v-am întrebat. Dar nu suntem împotrivă. Păi nu, dar nu suntem, dar nici nu pentru. Să se facă, dar să nu se facă. Păi când vreți să, dacă acum este o oportunitate, când vreți dumneavoastră? Alte comuni cum e orbe. Oportunitatea m-a pus dacă trebuie de domnul Ofici. Lăsați la de la casă. Lăsați. Lăsați dumneavoastră. Nu considerați problemă. Dar nu văd. Dar ce am? Eu am vorbit în numele meu. N-am vorbit în numele nimănui. Mă scrie și la altă. Da, scrieți-vă. Fiecare vă spuneți opinia. Da. Gândiți-vă. Domnul, mai aveți ceva de la urmă? Dar bineînțeles, nu m-a lăsat. Nu mi-a spus cum am vorbit. Eu am vorbit. Da, gândiți-vă că chiar dacă fi mai puțin la început,
Dar gândiți-vă la școală, gândiți-vă la grădiniță. O să fie... Și o să stea mult mai confortabil în grădiniță. O să aibă apă caldă, înseamnă și sănătate. Sănătate înseamnă, în primul rând. Dar cred că degeaba încerc să vă... Nu să vă conving, să vă explic că lucrurile deja sunt învățate în fui, sunteți numai pentru a băga gățul prin gard, sunt numai Gigi Contra de a devia subiectul la unul la altul. Nu aveți decât să filmați Domnul și să vă vadă fiecare că sunteți împotriva. Împotriva. Da, râdeți. Nu suntem împotriva. Nu, dar asta e. Dar ești pentru. Da. Dar faceți analizare și funcționează. Ce? Că ați făcut și noi atunci, dar vin și tu. Da, domnul, te-am luat bunul. Da, mulțumesc. Păi, cine e acolo la limbă? Domnul, da. Eu vreau să-l întreb pe domnul primar, când se face recepția la stația de epurare, când se face recepția la canalizare și aș vrea să știu cine era viceprimar atunci cu dumneavoastră, când s-a făcut stația de epurare, s-a făcut asfaltarea cu domnul Ganea, să vedem cine era viceprimar în anii aia. Păi, cred că eu luat pe două mandate, a fost și domnul Bogoc și domnul Bucă. A, domnul Bogoc, dar da, domnul Bucă, asta e avocatul dumneavoastră. Da, nu se recepția, de ce nu o faci în zonă, că ai fost? Dar nu eu, dar nu eram recepția. Avea probleme. De ce rezolvați întâi problema asta cu canalizarea, rezolvați problema cu stația de epurare și pe urmă dăm drumul și la alte. Rezolvați problema cu garajul pentru utilaje. Așa vroiați acum și mașină de pompieri. Ce facem cu mașina de pompieri? Întâi trebuie să dăm foc la, la zaț și să avem mașină de pompieri. N-aș știu că trebuie să fie principiul ăsta, pentru ce să luăm mașină de pompieri? Că sunt atâtea probleme de făcut. Șanțurile nu sunt făcute, nimic n-ați făcut. Canalizarea nu e dată în funcțiune, ce naiba? Dar ce v-a zis cum e dată în funcțiune? A, dar dacă e dată, de ce nu funcționează atunci? Stația de apărare. Am spus și mă repet, dar nu știu câta oară. Nu este ideea de suficient pentru 24 de 24. Doamne, dar câți bani, câți aparați aveți la apă? 600. Nu știi. 800, 900, 600, 800 și ceva. Dar și atunci, cum nu aveți? Ce spune legea? Apă nu este toți de strada principală cu canalizare. Nu știi secundar, domnule, nu există canalizare. Păi 600 de asta. Păi, domnule, și mie canalizare pe ulița mea. Păi, mă dau și eu la canalizare. Faceți-ne și pe uliți, canalizare și gază. Creați-ne și noi o condiție, că și noi trăim, tot în comuna asta. La Tonchetul, mi s-a făcut pot, mi s-a făcut drum, acolo, tot nici ala nu-i nimic. Tot mi s-a făcut, dar cu câte intervenții s-a făcut și podul ăla? Păi s-a făcut. Că se putea face și un pod ca lumea, dacă e vorba de așa. Acum nu-i bun nici ala. E foarte bun și ăla. Păi atunci, de ce? Dar măcar nu știu ce mă putea. Păi măcar mulțumesc, n-ați fost într-o ședință. Mulțumesc, că ați făcut, ați făcut acolo, v-ați făcut. Cine a făcut toată? Dar cine a făcut? Cine a făcut băieții aici? Tu ați dat-o de atât. A, s-a putut face podul cu personalul de aici, din primărie. S-a putut face. Dar nu s-a putut de acolo. Păi da, până anul ăsta nu s-a putut face. Că trebuia aprobare de la API, că nu-i nevoie ăla ca să fie părâu. Domnul Bobac, în principiul ăsta, dacă... Da, să nu te da. În principiul ăsta și eu am să zic mulțumesc frumos bancomat, adică îmi dă salariu. Da. Cam așa este. Fără, Cipician, ce pune problema așa? Când a fi cu o fost o zi acolo, că nu lucrat cu oamenii ăștia la, acolo la poate, întrebați-o, dar spuneți. Eu n-am fost, să știam cu oamenii. Păi, ce zic, nu am văzut pe domnul. Hai să mă duc așa. Hai să mă duc așa. Hai să mă duc așa. Întrebați, dar ei mi-au zis. Hai să mă duc nici eu. Întreabă-l nici eu. Nu știu. Era astfel. Întreabă-mă pe fie ce nu întreba pe el. Deci, ce zic? Eu întreb. Da. Ce vrea să vreau, domnule? În legătură cu mașina de pompieri, pentru așa, nu am vrut noi peste noapte să luăm mașină de pompieri, că într-adevăr sunt total de acord cu dumneavoastră, sunt mult mai multe urgențe în comună care necesită investiții decât mașina de pompieri. Problema este alta. În acest moment, primăria și instituțiile aferente primăriei nu au aviz de funcționare de la ISU. Conform legii, suntem obligați, din păcate, e o lege tâmpită, sunt total de acord cu dumneavoastră, chiar că se filmează lucrul ăsta.
Deci e o lege care chiar nu ține cont de realitățile actuale ale României. Așa, conform legii, pentru a primi această autorizare, trebuie să avem acea mașină de pompieri. N-am ce să fac. Da, știu, e, dumneavoastră vi se pare amuzant, dumneavoastră credeți că eu râd, dar vreți... Dar nu mai exerca, doamnă secretară. Nu, eu trebuie să mă explic care este legea, întotdeauna. Eram convinsă că această, în legătură cu mașina pompier, nu va trece de consiliu, dar obligația mea legală este să vă pun, să vă supun atenției acest lucru. Că nu vreți, nu mai e problema mea. În momentul în care vine controlul, da, și mă întreabă de ce n-aveți, spun, dom'le, nu mi-a aprobat consiliu. Uitați, proces verbal. Ați înțeles? Înseamnă că vor trebui 3700 de mașini pompieri în toate popoarele de... Da, așa este, 3700 de pompieri. Nu știu, legea sunt total de acord cu dumneavoastră că este aberantă, dar pe de altă parte sunt obligată să o respect. Că e aberantă, că nu e, este în mare și altă situație. Deci mi-am făcut datoria. V-am supus atenției spre studiu acest lucru. Nu ați aprobat. Din punctul meu de vedere, nu am cum să primesc amendă eu, personal, sau colegii mei care se ocupă de ISU, pentru că n-am făcut asta. Și am încheiat discuția. Nu vreau să credeți că am pus asta, că, Doamne, peste noapte așa a visat domnul primar, a visat secretarul, a visat vicele, hai să ne luăm mașini de pompieri. Nu! Asta mi-a cerut legea, asta am făcut. Nu era o cheltuială voluptorie. Era o cheltuială pentru că mi-o cere legea. Atâta tot. Legea asta a făcut la primărie de lume. Poftim pentru toate primăriile. Care se încadrează. Deci e vorba de niște încadrări. Da? Noi ne încadrăm pe V1. Conform numărului de locuitori. Am vrut să ne afiliem... S-a spus că e mai mare, trebuie două. Cei de la ISU, să știți că au foarte... au luat de la statistică. Nu te poți contrazice cu ei. Clar, da? Așteptăm următorul referendum de anul viitor, care o să spună clar câți locuitori sunt. Și dacă o să fie mai puțin și ne încadrăm la altă categorie, Doamne ajută! Nu știu ce să spun. Chiar nu ține de mine lucrul ăsta. Dar, repet, conform încadrării de acum, suntem obligați să avem acea mașină de pompieri. Și nu ține doamna secretară, în curtea primăriei... Dar cu fapt vreți să te interesează pe cei grai sunt unde ține? Ba, nu ține noi și atunci, ca tu mașini pe altul. Iar, mă, deci încă o dată vă spun. Nu ține, deci repet încă o dată, cred că nu mă înțelegeți. Ba, eu cred că mă înțelegeți, dar cred că acum sunteți rău intenționați. Repet încă o dată. Am avut obligația să vă pun, să vă supun atenției, n-ați făcut-o, la revedere, nu-i mai e problema mea. Atâta vreau să spun. Doar, și vreau să fie clar, nu am cerut această mașină de pompieri, că vrem noi, că n-avem ce face cu banii peste noapte. Asta era ideea. Vă mulțumesc. Domnul Ciumătara, ne spun. Referitor la cele spuse de domnul Bob, n-aș vrea să înțeleagă că noi suntem împotriva dezvoltării acestui comun. Cu tot respectul care vă port domnul Bob. Ar trebui să le facem pe toate în ordine, așa cum au spus și alte vorbitorii noștri. Da, dar pierdem startul, aia e problema. Nu, pierdem domnul. La urmeni. Dacă vreau să veniți cu ideea, gata, noi suntem împotriva, o parte de lume așa va înțelege, gata, consiliul local împotriva aducerii gazelor. Asta a fost înțeleagă așa, știi? Nu e frumos. Deci noi suntem pentru, dar care la timpul lor, cum se pot face. Startul vă pierd și cei care nu fac treaba corect. Poți intervii, permiteți. Dar domnul Valentin, discutăm de una de zile de gaze, da? Și am mai discutat despre chestia asta, să vedem oportunitatea, să... Când au fost făcut proiectul pentru gaze? Nu mă refer, nu proiectul. Despre racordarea comunii la gaze, da? Discutăm de anul trecut. Spunea domnul primar că dacă apare... Și am discutat, s-a făcut ceva, domnul primar trebuie să vină acum, așa să spună, domnul, uitați-vă apărut chestia asta, uitați, noi avem atâta... Dar nu se cer semnături acum, se cer vreo semnături. Eu spuneam altceva. Pe atunci și vreau. Dar nu scarte spune în ghid. Și eu spun, avem atâția locuințe, am avea atâția potențial. Dumneavoastră, la momentul actual, noi vorbim poate peste 50 ani, 20 de ani. Păi da, punem pe el, dar de 50 ani, nu o să-l facem acum, asta spuneam și eu. Atunci îl facem, mai deci chiar banii, hai să facem ceva acum. Nu o să mai aveți proiecte europene peste 50 ani. Da. Nu o să fac, vor fi, văzut. Vor fi. Mai am început exercițiul bugetar. Ebea începe. Și dacă nu o să fii printre aceia, o să mai aștept.
Pentru că aceeași problemă se întâmplă la nivel de țară. Nimeni nu știe exact cât plașat o să fie mâine când se restricționează alimentarea cu gata, da? Și în ghid spune clar, deci primăriile propun minim 1000 de brașamente. Deci e vorba de propuneri, nu trebuie să am acum 1000 de semnături și 1000 de cele. Nu, dar și nu poți să ai o dar de ce nu? De ce nu? Dacă spune propuneri, poți să vezi 50 până la față. Deci el nu-i destul de, de clar aici și rămânește foarte bine aspectul ăsta, da? Dacă nu vreți să-l înțelegeți așa, că vă pot spune, ghidul, problema noastră nu e a mea. Eu mi-am făcut datoria că pe timpul mandatului meu a apărut această oportunitate de a alimenta comuna cu gaze, am făcut-o. Dacă vreți să mergem prea mai departe, mergem. Dacă nu, e mai ușor, mai ușor că mi-am ținut treaba. Și, mă rog, sunt celelalte care, datorită acestei perioade de pandemie, au stagnat. Dar n-au stagnat de tot, că ceva au mocnit acolo lucrul lor. Și o să vă povestesc. Domnule consilier, supun la vot proiectul hotărâre cu citarea bugetară. Cine este pentru? Domnul Ichim, domnul Boboc, domnul Soare și domnul Panain. Deci patru, da? Da. Da. Cine este împotrivă? În pentru mai târziu. Mai târziu. Cine e împotrivă? Spuneți-mi, dictați-mi, vă rog frumos. Restul. Restul. Țin minte că odată chiar vreau să într-o ședință. Păi, dar vreau să toată lumea mă întreba dacă s-ar putea băga și gaze, dacă s-ar putea și băga și gaze. Iată că nu e oportunitatea și apă că nu vine. Toată vara că ne-am avut bine. Așa cum atunci, dar poate azi bine. V-am spus, eu mi-am făcut datoria, am avut oportunitatea, de asta am și apelat la ședința de îndată pentru că am câștigat timp. Perioada de depunere nu-i prea lungă, 15 septembrie se apropie rapid. O documentație nu se face chiar așa ușor, mai ales cum am luat-o la pască, fiecare uniță, la fiecărui sat. Bine, alegeri, nu se face. Nu am de ce vrea. Septembrie. Da? Deci proiectul e depus. Când s-a aprobat, până când s-a semnat contractul de finanțare, asta înseamnă alt mandat, alt primar, alt an, poate alt an. Da, da, dacă e depus în termen, e depus. Ce analizarea la Rădoaia? Canalizarea la Rădoaia am spus și vă spun la mie, oară, nu știu de ce nu percepe, nu știu de ce vreți să mă repet. Deci canalizarea la dacă se va redeschide, o vom depune în altă parte. Așteptăm licențul bugetar, nu 2020-2024, suntem și finanțări vor veni la Uniunea Europeană. O să depun. Eu, primar, deci proiectul e făcut în termen, cu avizile în termen, cu certificatul urbanism în termen. Da, asta expiră.